Am văzut ponturile propuse de Sabin Pârvan pentru ziua de astăzi. Vă reamintesc, aveți și contul de Telegram, acolo unde aveți live-uri, bilete speciale și ponturi unde, care să vă ofere inspirație maximă la pariuri. Nu uitați și de aplicația Super 12. Avem în weekend etapa cu numărul 63. Haideți să vedem ce ne propun și ceilalți membri ai redacției noastre. Alexandru, Mihai, Bobby, Marius, Costin, Idelea. Costin a avut și el procentaj maxim astăzi, 2 puncte din 2 câștigătoare. Alex Ghiurcău, iată, ne dă un pont la Sheriff Inter 2, pauză 2, final. El a prins astăzi o cotă bombă pentru Barcelona Dinamo Kiev 0-1. Uite, avem Sheriff Inter, o altă surpriză. Porto să termine în primele două n-ar fi chiar o surpriză atât de mare, pentru că Porto e obișnuită cu aceste faze mai înalte ale competiției, dar Sheriff Tiraspol la prima E o poveste senzațională acolo. Recunosc, mă așteptam să facă egal cu Inter, am văzut puțin din meci și mă gândeam, dacă fac egal și cu Inter, ok, e clar, iau clar prima șansă, măcar pentru Europa League. E foarte interesant ce se întâmplă acolo, dar cred că va bate Inter din nou și cred că magia asta cu Sheriff Tiraspol s-a cam încheiat. Au mai fost cazuri de echipe care după primele două sau trei etape conduceau și păreau pe cai mari și capabile să obțină calificarea, dar s-au stins ulterior, n-au mai obținut poate niciun punct. Și cred că aici au greșit și adversarii care i-au tratat cumva de sus. Adică în meciul cu Real, nu știu ce să zic, Sheriff a arătat destul de bine. Și ce până apărare. Sheriff Tiraspol are o cotă de doar 4 ca să termine în primele două. Nu e chiar atât de mare cota. Ok, Real Madrid și Inter sunt favorite, clar, dar Sheriff cotă doar 4. Uite, vedem aici și ponturile lui Costin Idelea, spuneam, cu procentaj maxim astăzi. Vedem ce ne mai propun Ianis Eusebiu, Lucian Crețu, Vlad Arhire și Cătălin Ferraru, care ne oferă ponturi din tenis. Avem... uite, și Real Madrid cu Shakhtar aici, bine, Realul pare să-și fi revenit și după acel mini-eșec cu Osasuna în campionat a venit succesul din weekend cu Elche. Benzema a fost menajat și acum va juca și mă aștept să dea un randament foarte bun. Altfel, deci crezi că Sheriff Tiraspol se va stinge încet, încet. Da, mă aștept să nu mai facă așa rezultate spectaculoase. Oricum, ne-au luat pe toți prin surprindere și cumva victoria în fața Real Madridului pe Santiago Bernabeu a fost chiar frumos de savurat. Da, a fost una dintre acele... nopți magice. Exact, și acea luptă a lui David contra lui Goliat, da. În care David iese învingător. De aceea e frumos fotbalul, mai sunt și surprize, dar cu siguranță pentru pariori n-a fost deloc frumos. Da, cred că acela. A fost o noapte neagră, da, exact. Dar se mai întâmplă, de aceea e plăcut totuși și să joci la pariuri. Uite, trăiești și mai intens fiecare meci, pe lângă emoțiile pe care ți le dau echipele cu care simpatizezi. Da, o să mai citești și din mesajele primite pe pagina de Facebook Pariuri 1x2 un pont pe zi. Ne spunea, uite, Cătălin de Apoel Nicosia, uite, și ea a fost un asemenea caz. Irina merge pe varianta Milan Porto X, pauză 1 final și Ibrahimovic marchează, iar Silviu ne spune 1 solid și sub 3,5 goluri, cotă 3. Acesta este pontul pe care ne-l dă și Silviu. Bun, am văzut ponturile oferite de colegii noștri din redacția Pariuri 1x2.ro. Mergem mai departe și vedem cum arată cotele de la meciul dintre Leipzig și Paris Saint-Germain.